Ce faceți? Cum sunteți? Sper că vedeți că deja a început YouTube-ul să facă un pic de mișcare. Adică să observă faptul că Tiberiu ăsta Pop, mincinosul din Anglia, mi-a făcut raport degeaba la YouTube. Adică m-a acuzat în trei rânduri, de trei ori, în trei etape, m-a acuzat că i-am furat material. De a treia oară, adică a treia oară când mi-a făcut raport, mi s-a închis YouTube-ul. Cred că ați văzut marea majoritate lucrul ăsta, adică nu m-ați mai putut găsi pe YouTube cu telescop HD. Pentru că YouTube-ul ăsta e un pic cam slow, e un pic cam încet în a face dreptate și în a investiga. Dar aș vrea să-l întreb pe mincinosul ăsta de Tiberiu Pop. O zis că cucu, ba, mă vezi? Mă vezi, mă, că am apărut din nou. Pe telescop HD, pe canalul ăsta. Da? Deci cucu, ba, aici sunt. Aici sunt. Când o trebuie să te duci, ținând cont de prima reclamație pe care mi-a făcut-o pe nedrept, că ți-am furat materialul, când de fapt eu ce am făcut l-am criticat, da? Nu ți l-am furat. Ok? Numai că tu nu știi diferența, că ți-am zis eu. Tu nu numai că ai rămas repetent pe clasa 1 cum ai declarat public, tu ești repetent în continuare și așa mori. Vă mai repet încă o dată ca să mă înțelegeți. Când cineva îți face raport de copyright, cum că ai furat materialul, tu poți să te pui o contranotificare, adică poți să spui YouTube-ului înapoi că nu e adevărat, te justifici dacă YouTube-ul crede, trimite mesajul respectiv părătorului, adică în cazul ăsta eu trimis la Tiberiu Pop, uite ce spune Naomi, că nu e adevărat, chiar ți-o criticat ăsta. El acum trebuia să dovedească cu acte legale în curte că el e autorul cuvintelor respective sau, mă rog, ca și cum să-și apere drepturile de autor. Și dacă el ar fi făcut asta, YouTube-ul nu ar fi pus din nou video pe care mi l-a luat jos cu el, nu l-ar fi pus din nou acolo și m-ar fi sancționat în continuare. Numai că vedeți voi, când au venit timpul ca pastorul ăsta, mincinos Tiberiu Pop, din Anglia, de la Biserica Peniel, când a venit timpul să demonstreze în curte, nu a demonstrat. Bine, mie îmi convine, mie either way îmi convine. Că demonstra, că nu demonstra, bine să vă spun sincer mai mult, îmi convenea să demonstreze, adică să se ducă în curte, pentru că aveam acte legale, cum că el se declară singur criminal. Dar e bine și așa. Deci v-am spus că mergea, că nu mergea în curte, mi-e da egal. Oricare pas l-ar fi făcut, pentru mine era ok. Nu s-a dus în curte, drept urmare, nu a putut să dovedească legal acuzațiile, nu a putut să le dovedească, da? Și automat, YouTube-ul mi-a luat steagul jos, adică m-a penalizat degeaba, mi-a luat steagul jos, s-a văzut acum și ei, și mai mult de atât, mi-a pus video înapoi cu el. Da? Pentru că asta se întâmplă. Te întreb și eu, mă, șarpe Belșațar, care ești. De ce nu te-ai dus în curte? De ce nu te-ai dus în curte să dovedești că tu ești autorul infracțiunilor pe care le-ai declarat public pe canalul de YouTube? De ce nu te-ai dus în curte? De ce? Vezi că poți să te duci pentru alelalte, că eu încă mai am două steaguri acolo din cauza ta. Tu poți să te duci încă în continuare la astea alte două și să demonstrezi. Că vedeți că eu am avut trei steaguri din cauza lui. Acum mai am două. Unul mi s-a eliminat că l-au văzut că e mincinos. Mai am încă două. Alea trebuie să se verifice. Adică YouTube-ul acum așteaptă ca Tiberiu ăsta Pop să dovedească legal, exact cum s-a cerut la primul steag, să cere și la alte două. Aceeași procedură. Îi dă 10 zile și el în timp de 10 zile trebuie să dovedească legal că da, e adevărat. Dacă nu dovedește, mi se iau și alea jos. Și sper să se întâmple așa. Pentru că Tiberiu ăsta Pop nu înțelege o chestie. Cu el, odată, nu înțelege nici armata pe care el o pune să-mi scrie mie. Fii atent, Tiberiule, că tu te-ai înjo... Eu oricum ești un om josnic, pentru că tu ai pus oameni să mă amenință. Ci că nu știu cine mi-a scris mie că au sesizat autoritățile din Irlanda să fie să-mi ai copii. Ce copii, mă, să-mi ai, mă? Ce copii să-mi ai? Păpucii ai vrut să zic să-mi luați să-mi spălați voi? Păpucii? După aia că puneți poliția pe mine, din Irlanda. Ce dovezi aveți voi să puneți poliția pe mine? Vă credeți că poliția e nebună? Vă credeți că organele de poliție sunt incompetente, ori fie ele corupte și așa mai departe? Dar vă ce credeți că pune unul mâna pe telefon în cazul în care a făcut-o cineva? Alo, știți, Naomi, nu știu ce, și să vină la mine, voi sunteți bolnavi? Păi pe mine poliția mă respectă aici, bă, oamenilor, că eu am avut treburi cu ei. Eu am avut treburi cu ei, dar pe bună dreptate, nu cum o zis Tiberiu Pop. Nu, nu, nu. Eu pe bună dreptate le-am arătat că m-au amendat greșit, că m-au penalizat greșit, că sunt competenți în anumite are. Eu pe bună dreptate, eu m-am dus și am arătat.
Eu am depus cazuri în instanță pentru ei, stați voi cu minți. Până să vină poliția să mă ridice cum ați aberat unii dintre voi în mediul online, astea sunt niște aberații, cu asta îmi dau eu seama, ce armată de belșațari expirați ai tu, Tiberiule Pop. Adică cum puteai să-ți fie armata ta decât una necalificată așa cum ești tu? Că numai oameni din ăștia duși cu, da? Cu preșul ăla din, numai oameni din ăștia pot să facă niște amenințări care nu au la bază ceva. Păi dacă eu spun că vin și-ți fac protest, păi eu vin și-ți fac protest și ca bază am declarațiile tale mincinoase și YouTube-urile tale pe care tu le publici, adică videourile pe care tu le publici în mediul online, eu vin și-ți fac protest, eu o să demonstrez asta cu acordul poliției din Anglia, că o să-mi cer voie să vin să fac un protest pașnic. Că nu-mi trebuie să urlu ca șoșoacă, nu. Stau cu două plancarde sau cu una foarte mare în fața bisericii tale, pentru că tu ai umblat cu tot felul de mișmașcuri. Nu lasă că eu vin pe bună dreptate acolo în fața bisericii. Da? Dacă eu spun că o să-ți înaintez sau că o să te părăsc sau că o să sesizez autoritățile legale din Anglia vis-a-vis de infracțiunile pe care tu le comiți online, dacă eu spun asta, eu fac. Eu am la bază ceva. Eu am. Voi ce aveți? Tu ce ai, Tiberiule, când îi pui pe oameni să mă ameniță? Ce ai? Ci că vine protecția copilului să-mi ia copii, poftim? Să mă aducă tamponii sau ce să facă poliția? Asta denotă faptul că voi numai vorbiți și credeți că mă intimidați. Păi puteți să fiți toți șerpi, belșațari din Biblie, că pe mine nu mă interesează. Eu știu cine sunt în Irlanda, eu în țara asta, Irlanda, unde sunt, eu am o reputație, mă. O reputație clădită pe ani de muncă și de studiu. Pe ani de muncă și de studiu. Nu pe corruption, nu pe hai, bă, hai cu mine la biserică. Știi, nu te duci la Sfânta Treime, la pustană, în Anglia. Nu, nu, nu. Nu te duci la biserica lui. Hai la mine, că la mine e mai bine, știi? Că voi aveți nevoie să vă dai oameni să vă plătească salarii de 5.000 de lire, să vă plătească chiria în care stați, să vă plătească până când și mâncarea pe care o mâncați. Nu vii rușine, mă. Mă, eu nu umbl pe din astea. Eu tot ce am, dacă am ceva, e datorită educației mele și muncii pe care am depus-o. Eu reputația mea pe care mi-am clădit-o aici în Irlanda și de care autoritățile știu și foarte multe instituții, eu mai, nu că mi-o merit, mai mult decât mi-o merit, mă. Mă, eu am studiat. Eu nu am ieșit peste noapte președinte, cum ziceți voi, nu? La mine multă muncă în spate, mă. Și te trezești tu, Tiberiule, că îți pui șerpii tăi să scrie pe YouTube că nu știu cine mă dă la poliție, că nu știu, stai un pic, ce-s cu aberațiile astea? Eu o să demonstrez publicului de pe YouTube că o să vin și să fac protest. Eu o să demonstrez că te dau în curte, numai că astea durează, că nu se poate numai așa. Da? Pentru că și eu am treburi de făcut, am și eu clienții mei, am și eu problemele mele, da? Adică nu poți tu să fii prioritatea numărul unu, că în primul rând clienții mei sunt prioritatea numărul unu, da? Dar eu o să demonstrez ceea ce fac. Tu însă, ce faci? Cauți toată barsura din toate tomberoanele și îi pui să-mi scrie mie pe YouTube? Tu crezi că pe mine mă intimidezi? Când pui un șarpe de-a tău să scrie că nu știu ce protecție copilului, că se vezi să-mi ai copii, eu numai m-am râs, mă, când a citit. Mă, eu numai m-am râs. I-am zis și la frate, mi-a zis, uite-te la ăștia și aberații să scriu. Uite-te și aberații să scriu. Și râdeam amândoi. N-ai cum să nu râzi, mă, când vezi așa aberații. În schimb, eu, când o să sesizez autoritățile din Anglia și alte chestii, eu am dovezi, mă. Vedeți voi, dacă vreți să sunați în Irlanda și să sunați la poliție, duceți-vă la Naomi, că știu poliția te întreabă, dar ce infracțiune eu comis, Naomi? Ce infracțiune am comis eu? Spuneți-mi și mie. Ce infracțiune am comis eu? Tiberiu Popa comis? El vorbește în mediul online și încurajează infracțiunile. Să treci pe culoarea roșie a semaforului, să depășești limita viteză. El denigrează orice altă religie și secte în afară de pentecostal. Deci sunt foarte multe infracțiuni pe care el le comite. Nu știu dacă el, în repetenția lui craniană, știe că acele vorbe și acele acțiuni pe care le comite în mediul online sunt catalogate drept infracțiuni. Nu știu dacă știi, se pare că nu știi, însă te asigur eu că o să am grijă de tine. Oameni buni, vreau ca să știți un lucru. Acum mă refer la oamenii care mă urmăresc. Indiferent dacă o să rezolve YouTube-ul și celelalte două stegulețe, adică dacă o să-mi dai mie dreptate cum i-o dat cu primul steguleț, că altfel nu m-ați fi văzut acum, deci dacă nu mi-ar fi dat dreptate, nu m-ați fi văzut. Nu uitați, o mai rămas două steaguri și alea trebuie eliminate. Adică ori îmi dau mie crizare și le elimină, ori îi dau lui crizare și îmi rămân acolo și sunt în continuare sancționat. Mai durează cam, nu știu, vreo două săptămâni până să încheie toată chestia asta, până vă pot spune o eliminați steagurile sau nu le-o eliminat. Deci
vă rog să înțelegeți că durează. YouTube-ul e foarte slow. Numai că știți ce vreau să vă spun? Mai corect cred că mi s-ar fi părut din partea YouTube-ului când cineva îți aduce acuzații din prima să se ceară dovezi legale, acte din curte, nu numai din a doua încercare. De exemplu, când Tiberiu mi-ar fi făcut complaint că am furat material, atunci YouTube ar fi trebuit să-i ceară dovadă cum că el e autorul de drept al acelui material și să dovedească cu acte. YouTube, în schimb, ceare numai din a doua încercare. Dacă eu, de exemplu, Tiberiu m-a acuzat, eu fost foarte ușor să mă acuză, eu am ripostat, am zis că nu, că nu e adevărat, și abia după aia eu cerut la Tiberiu să dovedească, dar de ce să nu-i ceară din prima? Pentru că din prima, dacă el n-are să dovedească, YouTube nu are cum să mai îmi pună steagul acolo. Dar pentru că din prima e foarte ușor să minți și pentru că îmi și pune steagul, eu rămân penalizată pe nedrept. Pe o perioadă de 10-12 zile până când YouTube-ul face dreptate. Dar de ce să fiu penalizată 10-12 zile? De ce să nu fiu penalizată absolut deloc? Numai așa, dacă dovedește cu acte din prima, da, uite, eu sunt autor, atunci da, pac, direct instanță, să mă dai în curte. Dar din prima să ceară. Și cu atât așa ar ușura munca și YouTube-ul. N-ar mai trebui eu să depun contestații, altul să depună contestații. Nu! Din prima, ești foarte eficient platformă YouTube. Nu știu dacă mă aude cineva de pe YouTube care lucră la YouTube. Mă, când depune cineva contesta, adică când spune cineva că i s-a furat materialul, cereți din prima acte legale de la curte. Nu doar din a doua încercare. Și nu mai puneți tegulețul oamenii la care, cum ar fi intrat, luați în vizor. De exemplu, mie mi-a spus steguleț degeaba și ați văzut asta. Cei de la YouTube ați văzut asta. Dar de ce eu trebuie să-mi puneți stegulețul? De ce eu trebuie să, la trei stegulețe să-mi luați mie contul jos pe nu știu câte zile? De ce? Că se trezăște un anumit căscat, un șarpe belșațar, să mă acuză pe nedrept? Și până să dovedește nedreptatea, eu să ai sancționată, de ce nu l-o sancționa și pe el? El nu merită nicio sancțiune că mințăște. De exemplu, acum s-a dovedit că el a mințit. De ce nu se sancționează? De ce YouTube-ul numai pe mine mă pedepsește și pe el nu? Că de fapt el a fost ăla mincinosul, nu eu. Că nu ți-o convenit ție, Tiberule, că ți-am luat materialul și ți l-am criticat și ți l-am expus în mediul online partea a doua. Oameni buni, vreau să vă anunț ceva. Indiferent ce o să fac YouTube-ul, că o să-mi rezolve și alea alte două cazuri, că trebuie să le rezolve, că îmi dă mie dreptate YouTube-ul, că-i dă lui, îi dă o zămată, vreau să vă anunț. Acum suntem în noiembrie, anul ăsta e ca și dus, că nu, noiembrie, decembrie. Anul viitor, deși eu o să fac demersurile de anul ăsta, dar anul viitor, vă promit, nu știu exact când, că nu vreau să rămân de minciună, în cazul în care nu mă omoară Tiberiu cu armata lui, că puțin mai e până se întâmple asta, în cazul în care îți stăt în viață și nu mă hușiți nimeni, eu vă promit și vă garantez că anul viitor, sper ca până în martie-april, nu știu să vă zic sigur pentru că durează chestiile astea, da? O să mă întâlnesc cu o echipă de aici din Irlanda, cu niște irlandezi, profesioniști în jobul lor, și o să-i rog frumos să-mi deschidă o aplicație. Deci eu o să am aplicația mea. Și acolo nu mă mai poate sancționa pe mine YouTube-ul că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, 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 nu. E aplicația mea. Acolo, singurul lucru care se mai poate face împotriva mea, e unul singur. Să-mi deschidă cineva caz la curte și să mă acuză că, nu știu, de exemplu, Tiberiu Pop, să-mi deschidă caz în curte că n-am mod de făimat în public. Și atunci mergem direct la curte. Nu. Dar eu abia aștept să se întâmple chestiile astea. Pentru că eu abia aștept să mă duc în curte și să spun ce am de spus când stau toate în gât. Parcă și dacă vi le spun vouă, parcă și așa zici că o rămas nespusă. Eu vreau autoritățile să le audă, că autoritățile nu se uită pe YouTube și nu se uită așa pe aplicații. Nu, dar când e deschis un dosar, trebuie să se uite, chiar dus pe masă la ei, nu? Nu. Eu o să-mi deschid o aplicație, că nu mai am eu chef să fiu sancționată și penalizată câteva zile, până se uită YouTube-ul, până nu știu ce, mi se pare foarte, adică nu-i corect deloc. Nu mi se pare corect deloc. Cu toate că se dovedi că-s nevinovată, o dura prea mult toată chestia asta, prea mult o durat, plus că am fost pedepsită pe nedrept și nu-mi convine chestia asta. Și atunci eu o să-mi deschid aplicație. Înainte nu mă spuneam că de mă nervează care v-am deschid, acum chiar o să-mi deschid. Și vă rog frumos, începând de acum, de când vedeți video, dacă aveți probleme cu pastori de la biserică, mă refer cu pastori penticostali, ei sunt vizor, dacă aveți probleme cu pastori, dacă ați confruntat situații și nu s-au ținut cont de problemele voastre, indiferent că sunteți o singură, adică că e o singură persoană, indiferent că sunteți un grup, vă rog frumos să-mi trimiteți e-mail, să mă contactați
și să-mi spuneți cu ce problemă vă confruntați, iar eu o să o comentez pe aplicația mea. Până când îmi fac aplicația, o să le public pe YouTube, pe platforma YouTube, da? No. Până atunci, voi scrieți, de exemplu, mi-a scris cineva, așa. Te rog, fă un video despre pastorul Valer Mocanu din Zalău. Soția mea a fost victimă unui abuz sexual al propriului ei tată, iar acest nemernic, deși a aflat despre asta, a preferat să mușamalizeze tot. Îți voi da toate informațiile necesare. No, bun. Când îmi spuneți asemenea probleme, deci asta e o problemă foarte gravă, deci cum se poate ca soția unui membru de la o biserică, bănuiesc că la una din Zalău, să se ducă cu soția lui și să-i spună la pastorul Valer Mocanu, care acolo în Zalău, cum se poate să-i spună că soția lui, sau chiar soția, să spună, domnule pastor, am fost violată de tatăl meu. Și pastorul se mușamelezează tot? Asta e o problemă foarte gravă. Și nimeni, eu n-am văzut pe YouTube, și eu vreau să fac chestia asta, adică eu vreau să fac dreptate în stilul meu, nimeni de pe YouTube, să nu vă uitați, lăsați părul meu, da? Am eu grijă de el să-l piaptă. Voi să n-aveți treabă cu el. Nimeni n-a văzut pe YouTube să comenteze problemele, numai că să le comenteze, să le critique și să le susțină chiar. Că eu o să susțin atâta cât pot. De eu n-am văzut pe nimeni să prezinte probleme care au loc în biserică și care nu au fost rezolvate și sunt foarte critice. De exemplu, cum a fost și cum e situația unora din biserica pe stâncă din Lugoș, de la biserica respectivă. Cum se poate ca ei acum să stai și să aștepte săracii să fie dați afară de acolo? Să primească ordinul ăla dacă încă nu l-a primit Nelu Filip și cu Samuel și știu cine mai primește ordinul ăla de la, dacă primesc actul de la judecătorie prin care se denotă faptul că dețin autoritate 100% și că e pus să scoată pe oricine afară din biserică și să se ajungă la situația în care membrii să fie scoși afară din biserică. Adică să se apeleze la curte cu chestii din astea, lor cine le-a dreptatea? Adică lor cine le-a apărarea? Mă, măcar un pic de suport. La omul ăsta care a spus că soția a fost violată de către propriul tată și s-a dus problema la pastorul, cum îl cheamă? Valer Mocanu din Zalău. Și cum și-a malizat tot în loc să rezolve, cine se ocupă de cazurile astea? Măcar să le prezentăm online. Și pe urmă, nu știu, să vedem, se poate rezolva, nu se poate, dacă nu se poate rezolva nimic, măcar să facem de rușine. Măcar să fie conștienți că cineva totuși vorbește despre ei. Și dacă nu sunt competenți în posturile pe care le dețin sau statutul ăla care li se alocă lor din nu știu cine, din cultul creștin pentecostal de la conducere, să fie dați afară, să se pună alții competenți. Nu se poate să vină soția unui enoreaș, adică soția sau chiar soțul să vină și să-ți aducă la cunoștință. Măi pastore Valer Mocanu din Zalău, cum adică vine cineva și îți spune că soția sau chiar ea vine și îți spune că a fost violată de tată ei, deci de tatăl ei, și tu să nu faci nimic? Cum adică? Spune-mi și mie cum, sau nu e adevărat? Vă rog frumos un lucru, oameni buni, când îmi spuneți asemenea informații, să-mi dați voie să vă folosesc numele. Pentru că nu cred că se cade să mă apuc eu numai și să zic așa online, mi-a spus cineva cu tare, nu, dați-mi voie să vă folosesc numele. În ca să fie credibilă situația, să se valideze plângerile voastre. Că eu nu umblu aici cu pufuleț, cum face Tiberiu Pop. În schimb, dacă e o situație, de exemplu, cum s-a întâmplat la și cum se întâmplă la biserica din Lugoș pe stâncă, unde sunt mai mulți implicați, e suficient doar să știu biserica. Biserica și pastorii implicați, atât că acolo deja e un grup implicat. Și automat e ușor să se identifice problema. Dar când e vorba numai despre un caz izolat, adică soțul aflat de la soție că a fost maltratată sexual de către tata ei, adică ăsta e un caz izolat, atunci trebuie să-mi dați voie să vă folosesc numele, că altfel nu am cum să apar public să spun așa ceva. Nu am cum. Când sunt mai mulți implicați, cum am spus, ca la membrii de la biserica pe stâncă, e ok, că sunt mai mulți, e foarte ușor de identificat problema. Da? Deci vă rog frumos să-mi demonstrați ceea ce s-a întâmplat înainte ca eu să public, eu trebuie să cred. Nu pot orice mi se spune să public și să o iau ca și cum, da, așa s-a întâmplat, nu. Vă rog frumos, îmi dați cât mai multe detalii, iar eu promit că o să fac, adică o să le prezint pe mediul online. Până fac aplicația, o să le prezint pe YouTube. Ok? Ăsta o să-mi fie scopul meu, unul din ele. Pentru că m-ați enervat, o să-mi fac aplicație. Până fac aplicație, o să-mi continui activitatea în mediul online. Dacă din când în când vedeți că mi se tă suspendă contul ăsta de YouTube
telescop HD, aveți răbdare că o să se repună din nou. Dacă nu, știți că mi-a făcut alt cont în Omi Mureșan, Irlanda. Da? Deci mi-a făcut alt cont de YouTube. În fine, acestea fiind spuse, încheie o video. Tu, Tiberiule Pop, sper că ai observat că te-ai făcut de râs. Foarte de râs te-ai făcut. Și să nu uitați că sunteți câțiva dintre voi care, la care le-am luat material și i-am criticat, de exemplu, Gabi Floruț, Caleb Nechifor, chiar și ăsta, pastorul Pustan, și care au mai fost oare? Cam ăștia au fost, și de la Betania, la care le-am luat material și l-am criticat. Dacă vreți, faceți și voi, faceți-vă de rușine ca Tiberiu și depuneți contest, adică depuneți plângere pe platforma YouTube și spuneți, Doamne, mi-a furat materialul. Numai nu uitați cum stă chestia. Voi mă acuzați, eu informez platforma YouTube că nu e adevărat, eu doar v-am criticat și pe urmă voi trebuie să dovediți în instanță că sunteți autorii materialului respectiv. Iar dacă voi nu vă duceți în instanță, adică chiar trebuie să mergeți în curte, o să mi se dea mie dreptate. Și dacă vă duceți în instanță, o să păreți banal că vă cereți drepturile de autor când voi, de fapt, ce ați spus în secvența în care nu am eu copiat-o? Că oamenii sunt porci. Când voi, de fapt, sunteți porci. Mă înțelegeți voi? Deci voi când ați acuzat pe cineva, eu n-am făcut nimic altceva decât să vă filmez și pe urmă să critic. Dacă voi numiți pe alții păcătoși, că consumă droguri și voi sunteți păcătoși, pentru că sunteți biruiți de păcatul lăcomiei alimentare. Deci gândiți-vă, aveți de gând să faceți ce-a făcut Tiberiu Pop? Eu zic mai bine să nu vă faceți de râs, că e destul că s-a făcut unul de râs. E destul. În schimb, dacă vreți, acolo e platforma, faceți în complet. Numai nu uitați, ceea ce-a făcut Tiberiu Pop împotriva mea ar trebui să vă stai învățătură de minte. Că eu nu am luat materialul să am câștiguri sau cine știe ce, nu. Am criticat. Critica e un criteriu pe care YouTube îl lasă la îndemâna celorlalți ca și motiv și scop să se folosească de critică, pe lângă educație și alte chestii, ca noi să nu fim acuzați că am copiat. Adică noi, cei ca mine, care luăm materialul și, mă rog, îl prezentăm. Da? Deci țineți cont, nu mai puneți voi pe nu știu cine să-mi scrie, cum a făcut Tiberiu Pop, să-mi pună mie acolo nu știu ce, nici mai știu cum îl cheamă, că l-am blocat, nu stau să citesc așa lipitori de belșațar, căci că eu nu știu ce înseamnă copyrights, că eu nu știu? Păi dacă nu știam, nu-mi dădea YouTube-ul dreptate. Și nu-i vina mea că YouTube-ul se mișcă așa încet, că eu din prima dovedesc că nu-i corect. Adică nu-s corecte și nu-s demne de mine acuzațiile care s-au dus. Adică nu-s demne. Și nu-i adevărat. Dar nu-i vina mea că YouTube-ul lucrează așa încet ca să mă arate mine dreptatea. Și acuzațiile aduse pe față. Nu-i vina mea. Dar dacă era așa cum spuneți voi, că eu nu știu drepturile, că eu nu știu cum, că eu... Bă, Tiberiule, ție nu ți rușine pe câți oameni pui să scrie și să mă ameniță degeaba pe YouTube? Nu ți rușine. Oricum, eu când îi văd, când i-am blocat. Câteodată mai aveți bulanul că lipsesc și eu două, trei ore, că nu, mai am acte de făcut, nu pot să stau numai pe YouTube și să mă uit, că trebuie să muncesc, mă. Eu nu sunt păstoriță plătită cu 5.000 de lire sterline pe lună, cum ești tu plătit, ca să mințești oamenii online. Eu nu, eu trebuie să fac acte, eu trebuie să-mi câștig existența, mă. Eu muncesc, iar eu când muncesc, când sunt foarte prinsă în lucru și sunt cu clientul la întâlnire și chiar nu pot să mă uit pe YouTube, că doar eu nu sunt nesimțită să stau să mă uit pe YouTube când sunt cu clientul, atunci mai aveți voi posibilitatea să vi se citească comenturile voastre exagerate. Dar nu uitați că Noami revine pe YouTube și vă blochează. Tu cu armata ta de lipitori. Îs curioasă și eu, mă. Ți-am mai spus în alt video, curioasă și eu, ce vedenie are nevastă ta despre ce se întâmplă între noi doi? Ce vedenie are? Că tu ai zis că soția ta are darul vedenii, că i-a arătat domnul și pe perioada pandemiei că voi puteți comite infracțiuni, că e ok, că domnul orbește poliția. Câtă prostie, câtă nesimțire. Voi îl insultați pe Dumnezeu non-stop. Vă nu vi rușine să îl insultați pe Dumnezeu, mă. Mă, să vă folosiți de Dumnezeu. Să vă creați voi o reputație murdară și pătată folosindu-vă de Dumnezeu. Eu măcar am spus, îs atee și asta e gata, punct. Eu nu mă agăț de Dumnezeu ca să am intrare pe la oameni prin casă și nu știu pe unde, nu. Eu mă agăț de sinceritate și dreptate. Că de multe ori sunt penalizată pentru chestia asta, că de multe ori durează până YouTube-ul face dreptate partea a doua. Dar pe mine, dacă mă stimează și dacă mă apreciază cineva în cazul în care se întâmplă, nu știu, numai voi știți dacă mă stimați sau mă apreciați unii dintre voi, e pentru că așa sunt oamenii, pentru mine, ca Naomi, pentru persoană. Nu că mă folosesc de Dumnezeu. Să zic pacea Domnului, fraților, cum sunteți? Nu! Mă, eu sunt atei, dacă vă place de mine, bine, de bine, dacă nu, nu. Punct. Așa fac și eu cu penticostale sau ortodoxi sau pe care cunosc.
Nu, dacă aflu că ei nu s-a tăiat de mine, nu, eu vorbesc cu ei, comunic cu ei, le sar în ajutor de câte ori pot, fac acte pentru ei, dar toate până la o limită. Când văd că se întrece limita, pac, am pus punct. De eu nu mă folosesc de Dumnezeu să am intrare sau să fiu plătită, mă, cum ești tu, Tiberiule. Și îți mai pui tu armata ta și cu nevastă ta împreună vă faceți de râs în mediul online și îl pui pe copilul tău să-mi scrie pe YouTube, pe Samuel ăla. Nu ți-e roșine să spui copilul minor să-mi scrie pe YouTube? Sau vrei să zici că nu l-ai pus tu? Păi dacă nu l-ai pus tu, înseamnă că tu i-ai folosit contul lui ca să-mi scrie mie. Sau crezi că mie nu sunt oameni care să-mi ofere informații din Anglia? Ba, sunt, mă! Ba, sunt oameni din Anglia care mie îmi oferă informații despre cât de corupt ești tu și cât de criminal, adică criminal. Oameni buni, vă rog frumos să înțelegeți, nu se referă la faptul doar că cineva omoară pe altcineva. O crimă poate să fie și faptul că tu promovezi infracțiunea următoare ca să se întâmple și că e legală, cum ar fi să treci pe culoare roșie la semafor. Deja tu ești un criminal, pentru că tu ai încurajat să aibă loc o infracțiune. Ești criminal, din punct de vedere legal, ești criminal. Deci eu când îl numesc infractor criminal în libertate pe Tiberiu Pop, eu mă asum, eu pot să dovedesc asta în curte, cu propriile lui cuvinte, nu trebuie eu să inventez. Cuvintele sunt acolo pe YouTube, pe platforma YouTube în care el le prezintă cu cămașă, cu nu știu ce, să faci el șmecher, cu gelatul ăla lui, stai cum te Tiberiule Pop, că am grijă de tine. Deci tu ești un criminal în libertate. Te rog frumos, dă-mă în curte pentru chestia asta, pentru acuzațiile astea, că abia aștept, măi omule, să mă duc să le demonstrezi. Și numai bine poate o să fii și închis. Nu-ți rușine să pui copilul tău minor să-mi scrie pe YouTube. Sau te-ai folosit tu de contul lui. Nu-ți rușine, mă. Nu-ți rușine. Sau cum am spus, tu crezi că nu sunt oameni din Anglia care să mă ofere informații despre tine? Ba da, bă, îs. Îs oameni care să mă ofere. Că păstrez eu identitatea lor confidențială, asta e partea a doua. Că eu am bun simț, mă. Eu dacă spun la cineva că îi păstrez numele intact, așa fac. Și dacă după o bucată de vreme aflu că persoana aia mă vorbește de rău, it doesn't matter. Eu nu schimb versiunea. Eu dacă am promis ceva, așa rămâne, mă. Că așa e Naomi, așa funcționează Naomi Mureșan, mă. Continuăm războiul ăsta, ți-am mai spus eu, Tiberiule, tu ai câștigat prima luptă. Că la mijloc vezi, doamne, judecătorul YouTube să mișcă cam încet. Dar noi doi ducem un război. Și războiul ăsta e format din mai multe lupte. Poate pe alocuri câștigi o luptă încolo, o luptă încolo, dar tot războiul îl câștig eu. Eu. Împotriva ta și împotriva actualului președinte al cultului creștin penticostal, pastorul Nelu Filip. Deci o să am eu grijă și de el. M-auzi, frate Nelu Filip? De tine? De Tiberiu Pop? Pe Gabi Floruț și pe Caleb Nechifor încă aștept să mă contacteze și să-mi spună: da, noi recunoaștem că lăcomia alimentară e păcat. Și noi, da, suntem momentan robiți de păcat, dar promitem în fața Domnului că încercăm să ne scăpăm de el și cerem la Domnul ajutor. Dacă nu reveniți să-mi spuneți asta, o să vă critic în continuare. Și pe urmă mai sunt câțiva pastori, printre care îi trimit un aviz și la pastorul Valer Mocanu din Zalău. În cazul în care o să primez mai multe detalii, o să revin cu caz și o să le spun în mediul online. De ce o să am grijă de toată mafia, capii ăștia de la conducere, orică fac parte, orică scapi pe biserică, adică pastori, orică cum e ăsta, președinte peste, poate să fie și președinte peste județ, poate să fie președinte peste cultul creștin penticostal din România, cum e Nelu Filip, o să am eu grijă de voi. Tot ceea ce trebuie să faceți, oameni buni, voi ăștia care sunteți afectați, să-mi trimiteți informații cu ce pastor, din ce localitate, din ce județ sau din ce țară, să-mi spuneți cu care din ei vă confruntați cu probleme. Care vă creează probleme, care nu țin cont de problema voastră, dar vă rog frumos să mă oferiți informații valide. Că eu nu o să apar să public tot felul de minciuni. Nu înseamnă, de exemplu, acum că dacă eu duc o luptă, adică un război, cu Tiberiu Pop, nu înseamnă că oricine vine și îmi spune ceva, eu îl cred. Doar pentru faptul că voi credeți voi că puteți profita de faptul că eu îl critic pe omul ăsta și voi puteți să aruncați cu orice. Nu. Când îmi spuneți ceva de Tiberiu Pop, vreau dovezi. Vreau să știu că e adevărat. V-am spus, nu puteți profita de situația că eu duc un război cu el să-l ponegriți în fața mea, că eu deja știu cum e. Dar dacă voi aveți ceva personal și vreți să public, îmi trebuie dovezi. Indiferent la adresa cui adică vreți să depuneți plângere. Da? Eu sunt judecătorul vostru online. Ok? Bun. V-am lăsat și o să revin. Tiberiu, o zis că cucu, bau. Mă vezi? Cucu, bau. Îți dau mi Mureșan, din Irlanda. Ne vedem la tribunal.